sponsor al emisiunii, Fundația Art Production, Gigi Căciuleanu, Romania Dance Company. Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitații noștri din seara asta sunt câștigătorii marelui premiu de la Gala Hop, Gala Tânărului Actor. Ei sunt Tama Beschieru și Robert Ioan. Salut! 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 Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce faceți? Am ajuns într-un final. Eu mă bucur tare că ați ajuns. Domnule, felicitări încă o dată pentru premiul pe care l-ați câștigat. Mulțumim! A avut un efect până acum? Da! Da! Păi eu... Suntem aici. În primul rând. Și am mai primit niște telefoane. Și da, chiar s-au ivit niște oportunități de care am profitat. Cum e să câștigi așa un premiu? Adică vă încălzește cu ceva? Erați mobilizați să greblați premiul ăsta, să-l luați? Sau... Că-s foarte curios. Ce aveți în minte când v-ați dus la concurs? Zici tu sau zic eu? Hai zi tu. Să ne facem văzuți. Era prima experiență după licență pe care trebuia să o facem. Adică pentru mine ăsta era planul. Dar nu ne-am așteptat. Adică suntem și primul grup din istoria Galei Hop care ia premiul cel mare. Da. Și nu ne-am așteptat absolut deloc la asta. Mai ales că nu pot să zic că am venit cu nu știu ce așteptări. Mm-hmm. Adică nu... cum a zis și Ama, că în primul rând voiam să ne remarcăm, dar nu ne-am gândit că, băi, trebuie neapărat să luăm un premiu. Faptul că am luat un premiu a fost o surpriză foarte plăcută. Plus că în momentul în care se dăduse premiul pentru cea mai bună trupă, am zis, gata, asta e, n-am luat nimic. Ați ieșit din meci. Da, n-am luat nimic. Da. Ama, Beschieru și Robert. Dar după aia, când s-a anunțat marele premiu, au rămas destul de șocați. Ați fost foarte, foarte buni. Ați făcut niște lucruri foarte frumoase acolo. Mulțumim foarte mult. Sunt și colegi de ai voștri care au făcut lucruri foarte, foarte frumoase. Așa e. Și am văzut că erau relații foarte frumoase între voi și că erați destul de împreună, cel puțin așa se vedea lucrul ăsta. Da. Dar a existat o preselecție. Să le explicăm celor care ne urmăresc. Gala Tânărului Actor e o chestie care vine de hăt ani mulți în urmă. Uh-huh. E, teoretic, e, practic, trebuie să fie o rampă de lansare pentru actori tineri. Voi sunteți absolvenți, ați terminat amândoi la Facultatea de Teatru și Film de la Cluj, da. Secția Teatru, evident, actorie. Ce se face înainte de Gala Hop? Adică înainte să vă vedem noi pe scenă acolo, prin ce ați trecut? Păi, în primul rând, a trebuit să ne înscriem. Trebuia să avem titlu. Și noi... un CV. Și un CV, exact. CV-ul foarte ușor. La titlu era o problemă. Ne gândeam că noi n-aveam un moment. Practic am inventat un titlu și ulterior ne-am gândit ce facem cu titlul ăsta. Mai erau 3 zile până se termina înscrierea, da. Și am zis trebuie să o facem. Trebuie neapărat să ne înscriem. Să precizăm un lucru. La Gala Tânărului Actor, la Gala Hop, sunt două chestii. O chestie impusă, în cazul ăsta a fost o fabulă, Măgarul și Catârul de Esop, care m-a plăcut tuturor extrem de mult. Da. Dar voi ați și făcut-o foarte frumos și foarte ingenios. Ați făcut un lucru foarte frumos. Mulțumim! Și există, deci se participă individual sau în grup. Voi ați fost în grup, grupul e alcătuit din
persoanele aflate de față aici. Ați avut această probă obligatorie cu măgarul și catârul de sop. Toată lumea a trebuit să facă aceeași chestie. La proba individuală ați avut un moment care s-a numit Angajați-ne. Angajați-mă. De mine. Că e și asta. Da, corect. Da. Așa e. Deci, prin ce treci înainte să fii pe scenă la gală? După ce ne-am înscris, a urmat etapa, preselecția, și ne-am dus la Teatrul Național București, la Sala Media, unde a existat un juriu. Am prezentat momentul și cred că în 3 zile parcă s-au afișat rezultatele. V-a ieșit bine? Da. Ați fost mulțumiți? Da. Chiar după ce am dat preselecția, cumva aveam sentimentul că cred că trecem de preselecție. I-ați văzut și pe ei alții? Câțiva. Doar din prima zi în care am fost și noi programați, că au fost 3 zile de preselecție. Da, 3 zile, da. Cum e, domnule, atmosfera între concurenții? La concursul propriu zis. Și la concurs și la preselecție. Cum e atmosfera? La preselecție a fost un pic mai rece între noi, pentru că nu ne cunoșteam, nu știam nici cum ne cheamă. Era și foarte pe repede înainte. Da, toată lumea trebuia să facă. Și între momente stăteai cu oamenii de la sune, de la lumini, să le explici cue-urile, adică nu prea aveai timp să stai la povești. Era și un stres cumva mult mai mare, pentru că trebuia să acoperi partea asta tehnică. Da. În gală, propriu-zis, am avut timp să ne ocupăm de chestia asta. Iar apoi în gală... A fost foarte prietenos totul. Da. Noi nu ne așteptam, eu cel puțin nu mă așteptam, adică m-am dus acolo cu sentimentul că e un concurs, că am mai fost la 2 castinguri înainte și știam cam cum e atmosfera când toată lumea e pe același lucru fizită. Și toate, e foarte sobru totul. Suntem aici, toți. Ca la biserică. Știu pentru ce ai venit. Și eu am venit exact pentru același lucru. Și atunci, când am ajuns și am ieșit la bere, și eram toți foarte ok cu toată lumea. Nimeni, adică nu se simțea că ai venit pentru același lucru. Aha, asta e foarte frumos. Da. E autentic lucrul ăsta? Da, chiar era. Acolo chiar era. Adică, exact cum a zis Ama, era mai degrabă colegialitate, nu neapărat... Asta e foarte frumos, pentru că un premiu, niște premii în general, despart oameni într-un fel sau altul. Adică, premiile pun întotdeauna o distanță. Deși, bine ar fi să înțelegem cu toții că un premiu e părerea unui juriu într-un moment. Și ăia sunt niște oameni subiectivi. Momentul ăla e așa cum e, unii prind o zi mai bună, alții prind o zi mai puțin bună, e rezultatul unui moment. Dar uite, a cântărit. Deci ați rămas prieteni și v-ați înțeles foarte bine. Da. Eu am remarcat asta, în special la generația noastră. Oamenii sunt mult mai deschiși. Bine, nu pot să zic că am cunoscut foarte mulți din generațiile dinaintea mea, dar din ce povești am mai auzit, comparând poveștile cu ce se întâmplă acum, mi se pare că suntem o generație foarte mișto din punctul ăsta de vedere. Adică chiar ne susținem unii pe alții. De arătat, așa arătați. Ca unii care se susțin unii pe alții. Așa arătați. Știți că perspectiva față de voi e una că sunteți complet lipsiți de educație, de... n-aveți nimic, nu știți nimic, lumea e pe mâini rele, mai departe, etc., etc. Există și felul ăsta de perspectivă? Există. Da. Vă deranjează când auziți de astea? Hai zi tu.
cred că lucrurile se schimbă odată cu generația și ceea ce acum e autentic generației noastre nu a fost generației trecute și nu va fi nici generației viitoare. Mm-hmm. Și atunci cred că ar fi bine să oamenii care nu sunt vizați ca fiind în generația tânără să aibă un pic de empatie față de lucrurile astea, pentru că lucrurile sunt foarte schimbătoare și, de exemplu, și noi am avut un șoc cultural la o experiență cu niște copii foarte tineri care era o diferență de generații destul de mare între noi, de vreo 10 ani, cred, și cântau versuri ale unor melodii pe care noi acum am înțeles care, despre ce experiență e vorba. Cu care noi suntem foarte obișnuiți, adică le ascultăm și noi și așa, dar să vezi niște copii de 14 ani... Cu alte cuvinte, ani, cântau muzică trap. Da, Rava, Ian. Da. Pe care o știm și toți o ascultăm. Da, dar mai ales pus la în fața generația noastră. E un pic... Să-i asculți pe niște copii care sunt mai tineri decât noi cu 10 ani. Să-i asculți că... au acel limbaj. Robert, câți ani ai? 21. Ama, tu câți 22. Ani? 22. Iar tu ai fost cel mai tânăr de la Galahad. Concurent, da. Nu? Da. Cum ați ajuns la povestea asta cu angajații, mă? Eram în autobuz, mergeam spre Croația. Sau spre București. Spre Croația. Aveam un spectacol cu facultatea. La un festival de acolo. Și, cum zicea Ama, mai cu 5 minute înainte, mai erau 3 zile până era deadline-ul. Și noi cumva avem părerea asta că, mai ales acum, fiind foarte tineri, e frumos să ne arătăm pe noi și să fie ceva personal, foarte personal. Asta nu înseamnă că să folosim numai biografia noastră, dar și dacă, că și în angajații mă, există text din Cehov. Există texte din Cehov, da. Tot l-am făcut ca la 21 de ani, nu ca la 40, pentru că nu avem 40. Și am găsit tema asta a tânărului absolvent de facultate de actorie. Care nu are un loc de muncă. Da. Și am crezut că este ofertantă și... că este foarte aproape de noi. Că în 3 luni asta urma să ni se întâmple. Domnii de la televiziune, dați aici un zoom pe băiatul, vă rog. Bună seara! Ca tânăr, ca proaspăt, absolvent al unei facultăți de teatru, cum îți vezi viitorul? Păi eu cred că se poate. Există FCN-uri. Sunt foarte multe teatre independente. Amuzanți tineri din ziua de azi. Gurile rele spun că se moare de foame din actorie. Cum răspunzi? N-avem un răspuns. Care este diferența dintre o pizza și un actor? Crezi că poți face bani din meseria ta? Da. Și atunci de ce nu te-ai făcut avocat? Acum, absolventul de actorie trebuie să primească un post într-un teatru? Nu. No. Vă întreb. Nu. No. No. Și asta cu angajații-mă, noi cumva n-am gândit-o numai angajații-mă într-un teatru, deși cam asta s-a înțeles din câte am observat. Da. Ci angajați-mă în ceva, luați-mă la ceva. Avem de muncă, pentru un proiect. Că vrem să muncim, da. Și asta este o problemă. Mi se pare chiar ciudat să vrei să muncești și să nu ți se ofere șansa să o faci. Am eu mai mult talent decât voi toți la un loc. Voi, învechiții, care ați pus stăpânire pe artă și credeți că numai ce faceți voi e legitim și adevărat, iar pe ceilalți prigoniți și sugrumați. Nu te recunosc. Nu te recunosc nici pe tine, nici pe el. Întoarce-te la teatrul tău scump și joacă în piese netânge și fără duh! Am pierdut totul. Mi s-au spulberat toate speranțele.
ajung să cred din ce în ce mai mult că nu e vorba nici despre forme vechi și nici de forme noi, ci că omul scrie fără să se gândească la niciun fel de forme. Scrie, pentru că scrisul se revarsă liber din sufletul lui. El nu credea în teatru. Credea de visurile mele. Și încetul cu încetul n-am mai crezut nici eu și mi-am pierdut curajul. Nu știam ce să fac cu mâinile, cum să stau pe scenă, nu? Nu eram stăpână pe vocea mea. Dar nu mai sunt ca atunci. Se discută foarte mult despre asta. Băi, termină nu știu câți actori ies. Sunt zeci de actori și săracii de ei nu au toți loc în teatre. Păi da. Trebuie să intre toți în teatre? Nu. Nu, chiar nu cred. Nici plus... noi nu ne dorim neapărat asta. Adică... Da. Da, dacă vine acum directorul de la Excelsior și zice, băi, v-aș angaja, o să ziceți, hai, că suntem un pic ocupați, ne mai gândim, te mai sunăm noi mâine? Nu. Contează foarte mult echipa, părerea mea. Și distanța față de București. Îmi pare rău să zic asta, dar... Uite, eu personal vreau să fac și film, vreau să fac și seriale, aș face și reclame și audiobook-uri și tot felul. Și cred că, din păcate, Bucureștiul este cam singurul oraș în care... A, deci dacă te sună Mihai Menuțu și zice Robert, hai la noi la Cluj la teatru, zici... Mai importantă e echipa. Aha. Dar... Acolo e profa. Plus că este un teatru bun, care am avut șansa să vedem multe dintre spectacole. Dar da, astea două ar fi cele mai... Voi sunteți parteneri și în viața voastră civilă, ca să zic așa. Da. V-ați gândit, sigur că v-ați gândit, ce faceți dacă, nu știu, unul e angajat la Cluj, unul e angajat la București sau, nu știu, primiți un post la Craiova și unul la Satul Mare, le luați? Ne-am gândit? Nu. Eu nu m-am gândit. Dar uite, hai că ne gândim acum. Ia! Mai vorbim. Nu știu, depinde. Cred că sunt foarte mulți factori de luat în calcul. Dar pentru noi acum cred că e mai importantă totuși meseria decât relația noastră personală. Dar adică cred că doar cu timpul poți să-ți dai seama dacă poți să continui așa sau nu. Adică, nu știu, n-aș lua postul și aș zice gata, Robert, de azi nu mai știu de tine, nu mai știu de mine. Dar... Nu știu, vom vedea. Nu e foarte drăguț și nici cinstit să vă întreb așa ceva. Nu pot să vă întreb cum vă înțelegeți. Dar pot să întreb... cum vă înțelegeți, mă? La lucru sau în viața persoană? Că și sunt și. Bine, hai să le luăm pe rând. La lucru. La lucru. Uneori depășim niște limite și de multe ori n-ar fi cazul să le depășim. Adică fiind... și un cuplu și fiind foarte apropiat, fiind foarte buni prieteni, în primul rând, ne permitem și uneori ne permitem prea mult. Mm-hmm. Adică uneori... Ați analizat și ați descoperit lucrul ăsta. Da, aha. Da. Cu un coleg în teatru nu ți-ai permite lucrurile pe care ți le permiți când lucrezi doar cu o persoană. Că dacă ar fi fost și un regizor, probabil a treia persoană din exterior... Atunci poate lucrurile ar fi stat un pic altfel. Da. Când spuneți permiți, înseamnă... Nu o să vă cer să spuneți exact ce. Putem. Dar înseamnă că... Așa, bun, ce vă permiteți? Adică ce faceți? Să-ți critic ideea mai mult decât e cazul. Să-mi argumentez ideea mai mult decât e cazul. Da, asta ar fi. Există orgoliu asta? Da. Orgoliu care, de fapt, e un orgoliu din cuplu și se manifestă... În meserie? Din cuplu nu. Nu. Asta chiar mi se pare un lucru foarte fain la noi. Chiar reușim cumva să... Delimităm. Da. Adică... Bine, de fapt partea cu permisul e tot o chestie de cuplu, dar nu aducem niciodată în discuție... N-ai spălat vasele, de asta sunt supărat și acum că nu-ți iese replica X. Da, nu, exact. Adică nu. Pur și simplu sunt... avem idei... care se bat cap în cap, nu există un al treilea care să zică, da, îmi place mai mult ideea lui X. Și atunci fiecare își argumentează punctul de vedere agresiv. Până la sânge. Până la sânge și, mă rog. Dar în final... Dar ce faceți? Ridicați tonul? Da, da. Da. Ridicăm tonul. Strigați unul la altul? Da. Da. Aud vecinii? Preferăm să nu lucrăm acasă. Da, nu. E important.
Foarte important. Dar eu se simte o diferență foarte mare când nu-ți ești într-un studio acasă. Și când ești acasă, adică nu prea. Locuiți împreună, nu? Da. Da. Și sunteți niște vecini suportabili. Abia ne-am mutat, abia ne-am nu mutat știm. Împreună. Bine că și la Cluj cumva locuiam împreună, dar Nu aveam unde să lucrăm, așa că nu lucram acasă niciodată. Deci nu aveam. Da. Cum să știm? Dar la facultate, unde făceam, probabil dacă exista o altă sală lângă sala noastră, ne auzeau. Da. Dar, mă rog, nu ne trăgeam de păr sau... Nu ne băteam, nu se ajungea la violență fizică. Și totul era în spre binele spectacolului. Da, da, adică... da. Nu, adică, chiar dacă e cumva orgoliu, nu e orgoliu ăla că vreau eu să mă văd mai mult, ci chiar consider că ideea mea e mult mai bună ca a ta. Și se ajunge la... Na, la chestia asta. Da. La școală cum a fost la facultate la Cluj? O super facultate. Bine, de fapt o să vorbim, cred că o să vorbim doar despre profesorii noștri, că nu ne permitem să vorbim despre alții. Despre profesorii voștri, evident. Niște oameni extraordinari, niște profesioniști. Niște cum îi cheamă? A, Irina Vințe, Camelia Curuțiu și Ciprian Scurte. Da. De asta le-am și acordat un moment, în două chiar, în Angajați-mă. Da. Pe lângă faptul că spunem la cine am terminat, i-am și integrat vocal în spectacol. Au niște mesaje transmise. Mulțumim următorii. Da. Ei au văzut momentul vostru? Da, da, l-au văzut live. Mm-hmm. Da. Online, adică. Online, online. Da, 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 da. A fost un moment foarte frumos și foarte convingător. Când s-a terminat, ce a simțit? Că v-a ieșit? Da. Da. V-a ieșit foarte bine, a fost foarte frumos. Foarte, foarte și la, frumos. Și la, la Fabula aveam mai mari emoții. Fabula am construit-o acolo, într-o aveam, zi. Aveam o altă idee, dar ne-am dat seama că tehnic nu funcționează. Și ne-am adunat într-o sală și am zis, băi, hai, cum, ce facem, că ne facem de râs. Să le spunem celor care ne urmăresc că tehnologia a fost tema cumva de anul ăsta, sau relația cu tehnologia. Unii au folosit, unii dintre concurenții voștri, colegii voștri, au folosit tehnologie foarte multă, alții mai puțină, voi ați fost minimaliști de-a dreptul, dar tehnologie înseamnă să folosești un microfon. Tot tehnologie e și asta. Și o priză. Și a făcut ceva foarte frumos, realmente ceva foarte, foarte frumos și foarte impresionant. Mulțumim. Ca să ne întoarcem la școală. Ce a fost așa de fain la școală? Zici tu. Profesorii sunt o super echipă și niște oameni care chiar își iubesc meseria. Și eu am învățat de la ei dedicare și respect față de coleg, față de meserie, față de omul care îți montează decorul, față de oricine lucrează în același loc unde te duci tu să prestezi. Ați învățat asta la școală? Da. Da. Mare lucru. Da. Și disciplină, să nu întârzi, prima chestie. Adică întârziam de afară. Da, nu intram. Aveam absență. Aveam absență. Și apoi ca oameni ne-au susținut. Chiar dacă aveam momente când erau mai duri și mi se pare bine, da, dar momentele alea erau legate de profesie. Adică nu ți aducea o critică la persoana ta. Ceea ce iarăși, uite, până și chestia aia de ce vorbeam înainte, cu diferența dintre personal și meserie. Că până la urmă eu consider și cred că și Ama că actoria este în primul rând o meserie. Ca oricare alta, te duci și îți faci job-ul. Chestia asta... Gândirea asta mi se pare foarte sănătoasă și le-o datorez lor. Da. Ama, tu vii dintr-o experiență anterioară foarte interesantă. Adică e destul de puțină lume care știe că există niște trupe de liceeni care fac teatru și care fac lucruri extrem de frumoase și... N-am cuvinte să descriu lucrurile astea pentru că ar trebui să fie văzute. Oricâte superlative aș folosi eu, atunci când lucrurile astea sunt adevărate și din lumea aia a voastră, sunt profund impresionante, sunt profund de neuitat. Tu, Robert, ai fost în vreo trupă de... Da, da, am fost și eu.
Da, am fost în trupa Praf de Stele, coordonată de actrița Arina Cojocaru, actriță la Teatrul de Păpuși din Constanța. Iar tu, Ama? La Drama Club, la Elanistor. Drama Club și Atelierul de Teatru sunt niște instituții legendare de la Botoșani, unde mai mulți elevi se duc și... Aia, nu pot să spun că fac teatru, că e ceva mult mai complicat decât atât și mai frumos decât atât. Ce făceați de fapt acolo? Zi tu, să nu zic eu. Că făceați numai teatru. Da, nu. Era, pentru mine cel puțin, a fost viața mea de liceu, drama. Adică eu când mă gândesc la liceu, nu mă gândesc la... Mă duceam la mate, la română. Când spui drama, te referi la Drama Club. Da, la Drama Club. Noi zicem asta. Drama. Și pentru mine liceu asta înseamnă că aveam niște prieteni, eram 20-30 de oameni într-o trupă, de toate clasele, chiar și generală, cred că erau cât 1-2. Și... până în clasa 12-a și noi eram mixați acolo și reușeai să-ți faci niște prietenii de lungă durată, ceea ce era foarte tare. Și mergeai cu oamenii ăștia peste tot prin țară, la festivaluri, cunoșteai alți oameni din alte trupe, aveai experiențe ca Ideoi Deis, așteptai tot anul Ideoi Deis, era inima anului, era revelionul cumva. Și faptul că îți oferea cumva șansa să întâlnești niște profesioniști de la o vârstă foarte fragedă, cu toate că foarte mulți dintre noi nu își doreau să facă teatru. Exact. Ceea ce mi se pare foarte tare. Este. Că sunt oameni care vin să aibă o experiență de viață până la urmă. Adică câțiva ani de zile. Să le spunem celor care ne urmăresc că atât coordonatoarea trupei voastre, cât și coordonatoarea trupei Lenuș Moraru, coordonatoarea de la Atelierul de Teatru, uneori băteați drumurile sute de kilometri, schimbând mai multe trenuri, puștani de niște vârste foarte diferite, adică erau și elevi de clasa 12, erau și elevi de clasa 9. Ba chiar la un moment dat, într-una dintre trupe, a fost unul mai mic, foarte mic. Se asumă un risc, o responsabilitate, hai, nu un risc, nu e un risc, e o responsabilitate foarte, foarte mare. Părinții trebuie să vă știe în siguranță. Nu e așa cum pare, adică nu sunt niște puștani care se duc să se distreze undeva. Unii dintre voi, toți, de fapt, luați foarte în serios ceea ce faceți și e o parte, e viața voastră și... Pare în lumea asta de acum foarte greu de înțeles cum 20 și ceva de elevi pleacă cu o coordonatoare, care mai e și femeie, nu e un bărbat, e o femeie, care are grijă de 20 și ceva de elevi, sute de kilometri dus, sute de kilometri întors, schimbat de trenuri. Domnul, e o aventură superbisimă, de fapt. Dar el ne lăsa foarte liberi. Adică... Pentru că aveam credere în voi. Da. Și știau că cei mai mari vor avea grijă de cei mai exact. Mici. Exact. Asta v-am zic și eu. Că aia mai mari aveau grijă de aia mai mici. Și iarăși mi se pare o chestie foarte tare, că te responsabilizează. Vezi, încerc să vă fac să povestiți lucrurile astea, chiar și cum o faceți voi în câteva cuvinte, pentru că aia care arată cu degetul și spun generația asta e lipsită de toate... Să priceapă că nu e așa, de fapt. Că veniți din niște experiențe foarte frumoase și că, mai mult decât atât, duceți pe umerii voștri și povara unora dintre noi care suntem ușor tembeli și vă arătăm cu degetul. Și nu e ușor pentru voi lucrul ăsta. Să ne întoarcem la școală un pic, la facultate. S-au auzit, multă lume știe lucrul ăsta, s-au auzit o soiul de povești și nu o să intrăm profund în ele, dar sunt povești despre lipsă de respect față de student. Voi v-ați întâlnit cu opusul situației astea. E bine să ziceți lucrul ăsta. Da, clar. Da. Că demnitatea v-a fost nu doar respectată, ci și încurajată. Da. Și iarăși îți mai zic o dată un lucru foarte important într-o instituție de învățământ vocațională.
că când vorbim despre ASE sau alte facultăți care nu implică atât de mult personalul, cred că lucrurile se delimitează foarte clar. Nu că ar fi niște lucruri inferioare. Nu, sunt altceva. Da, sunt total altceva. Dar noi lucrăm cu noi. Adică noi... Cu corpul nostru, cu... Vocea noastră, cu... Traumele noastre, da, câteodată. Mm-hmm. Și să ai niște profesori care să... să-ți ofere un spațiu de siguranță, mi se pare vital. Adică, dacă nu ai parte de chestia asta, riști și chiar riști să trebuiască după să ai parte de niște terapie. Și cunoaștem cazuri, dar cum ai zis și tu... E un lucru foarte delicat, pentru că se lucrează cu cel mai delicat material din om, cu intimitatea ființei. Iar voi sunteți niște ființe crude și... crude în sensul de proaspete, cu care nu e ușor să lucrezi. E o responsabilitate uriașă și în povestea aia de la liceu și în povestea de la facultate. Iar voi ați fost, din punctul ăsta de vedere, ați fost niște norocoși. La facultate mi se pare chiar mult mai riscant, adică pentru profesor. Că, de ce? Că intervin niște lucruri mult mai grele, mult mai serioase, niște teme mult mai serioase pe care le abordezi. Nuditatea, sexualitatea, da, pe care le abordam și în liceu, că aveam, de exemplu, deșteptarea primăverii sau... Dar erau mult mai superficial, pentru că era și vârsta de așa natură. Frumos spectacol. Mulțumim. Și el a lucra astfel încât să nu... să fie foarte safe și foarte curat totul. Iar la facultate, pentru că intervine chestia de meserie, lucrurile se accelerează și atunci intră mai cu bocancii în ceea ce înseamnă și nu e greșit deloc, pentru că despre asta e vorba. Adică... Cumva cred că trebuie să faci pe student să înțeleagă că trebuie să, și trebuie să faci o anumită chestie. Dar până în punctul în care... este safe și e pentru meserie, nu pentru altceva. Da. E foarte bine să precizați lucrurile astea. Foarte, foarte bine. Așa, în felul ăsta, școala pe care ați făcut-o are o aureolă. E o școală bună. Da. Și nu că am făcut-o noi. Chiar credem că e o școală bună. N-am făcut bună. Altele, ce-i drept. Adică eu sunt curios și cum e în... Cu siguranță că fac și alții școală bună. Da. Dar... noi suntem foarte mulțumiți și recunoscători și recomand mai departe clasa profesorilor mei, în special, noștri, scuze, în special. Dacă ne întoarcem un pic la angajații-mă, da. Când ați lucrat, angajații-mă, ați lucrat, mă interesează tare lucrul ăsta, noi o să dăm niște fragmente. Ați lucrat distrându-vă sau cu tensiune? Sau și una și alta? Și una și alta. Era tensiunea faptului că, băi, trebuie să scoatem da, ceva. Trebuie să fie bun. Mă numesc Robert Ioan. Mă numesc Ama Bescheru. Am terminat facultatea la Cluj. Pot să cânt. Sunt mezzo-soprană sau soprană 2. Fac tumba, fac flip-flap. Pot să călăresc cai. Am făcut basket 2 ani. Pot să dansez. Pot să dau text în timp ce fac acțiune. Pot să râd. Pot să transmit orice emoție aveți nevoie. Votați-mă! Angajați-mă! Noi am avut și gândul ăsta că trebuie să avem de toate. Adică să ne punem în valoare. Că putem să facem și Cehov și putem să... fim și pe teatru politic și mai și dansăm, maimuțe, cântăm și facem ca maimuțele dacă e necesar și orice. Practic de asta se și numește, angajați-mă că pot. Am uitat de unde am plecat. De la tensiune. De la tensiune. Da, deci asta a fost tensiunea, că ne-am pus o... Dar v-ați și distrat. Ne-am și distrat pentru că... Condiția a fost să ne placă nouă în primul rând. Da. Că la facultate... mai ajungeai să faci lucruri care nu erai neapărat convins de ele. Adică... era o mână a profesorului. Da, care poate aș fi făcut Shakespeare. O regie. Mai dubios, dar nu puteam. Și e bine că trebuie totuși. Ca să încalci regulile, cred că e foarte important să le știi. Un pic de ordine și disciplină nu strică niciodată. Eu
Și cred că amândoi suntem de părere că structura în artă e absolut necesară. Deci ați învățat și ați, nu numai ați învățat, ați deprins în interiorul vostru că pentru a... Pentru că uneori e necesar să dărâm câte ceva, dar ca să dărâm ceva, trebuie să fii și construit ceva un pic. Și aici putem să facem o paralelă și la prima discuție cu cei de dinaintea noastră. Cred că e bine să fim recunoscători celor dinaintea noastră, că au inventat niște chestii ca noi după aceea poate să le schimonosim un pic, dar să fim atenți la ce au făcut. Aveți ceilalți. Senzația vreodată că totul s-a jucat înaintea voastră, că s-a terminat, că nu prea mai e nimic de făcut? Eu da. Da. Am mai văzut. Și vorbiți despre chestia asta? Da. Da, chiar acum vorbeam, eram în taxi și vorbeam despre... Noi acum urmează să facem, Angajați-mă Show. Adică un spectacol... Merită. Da, un spectacol, cred mai că lunguț. De o oră 20, probabil că va avea. Și vorbeam de asta cu începutul, că noi am avut ideea aia cu, ok, facem încălzirea în timp ce ne prezintă Alex Voicu și așa, și Ioana. Și ca să dăm senzația că, băi, urmează să vedeți un show și suntem la teatru și să punem din prima ideea asta că suntem într-un teatru și noi doi suntem actori. Și asta este o chestie care s-a făcut și refăcut și tocmai asta vorbeam pe taxi, că băi, cum transmiți niște idei care s-au tot făcut înaintea ta? Aproape în orice teritoriu artistic s-a făcut și se face enorm. Și s-a făcut și peste noi foarte mult. Dar eu cred că e important, nu cred că e neapărat să fii original, ci să mergi pe un drum care a mai fost făcut și prin personalitatea ta cumva să-ți afirmi autenticitatea și originalitatea. Nu să încerci să fii tu mai extraordinar, că nu cred că asta e drumul corect. Tu, Ama, ce zici? Sunt cam de aceeași părere, dar sunt și genii care vin au și... ceva ce n-are nimeni. Sau poate a avut, dar oricum au șters odată cu venirea lor. S-au uitat ce s-a făcut înaintea lor. Și de asta, când vorbesc despre oameni care fac lucruri peste noi, mă refer, am văzut câteva spectacole și live și înregistrate care erau... Nu știu dacă voia... avea ocazia să joc în așa ceva vreodată. Hai să stăm un pic aici. Când vedeți așa ceva, ceva care vă impresionează profund, vă marchează, vă inhibă chestia asta? Vă blochează în vreun fel? Vă descurajează? Nu. Câteodată. Uneori da, dar tot cumva... Pentru că știi, eu cel puțin știu că poate n-am să ajung niciodată să fac performanța aia. Sunt Peeping Tom. Da, uite, Peeping Tom. A fost când n-o am văzut, am zis... Explicați, vă rog, în două vorbe ce e aia. E un Peeping Tom, o companie de dans, teatru dans. De teatru dans. Unde actorii sunt la nivel superior. Descurcați, ești foarte sofisticat. E foarte sofisticat ce se întâmplă. Da, dar totuși abordează niște scenarii destul de simple. Adică, cum se numea ultimul spectacol pe care l-am văzut? Nu mai știu. Ah... Dar tehnic vorbind, lucrurile nu sunt simple deloc. Nu sunt simple deloc, deși par simple. Când le vezi, par foarte smooth. E tot ce vorbeam, că sunt extraordinari printr-o simplitate. Nu-ți iau ochii cu nu știu ce artificii. Artificiile sunt în ei, cumva. Adică e o chestie interioară. A, și să încheie, Ama, și te gândești că nu o să ajungi niciodată în situația de a face așa ceva? Da, nu voi face niciodată performanță. De unde știi? Da, corect. Oamenii da. sunt au training-ul. Ani de zile doar în direcția asta a dansului. Adică e vorba aia că dansezi ca un actor sau cânti ca un actor. Cred că se simte diferența când chiar ești dansator. Dar deși și la noi se face teatru dans și se face super wow. Cum ar spune Gigi Căciuleanu, ăia sunt niște dansactori. Da.
Da, nu dar știu. Sunt altfel. Nu știu. Eu îi văd ca supra-oameni. Hai că-l băgăm și pe deci, da. Nici. Vă blochează. Pe mine, da, anumite lucruri, de genul Peeping Tom, compania. Dar am văzut și lucruri ca musical, cabaret în Londra, unde aș putea zice că dacă m-aș antrena corespunzător câtva timp pentru asta, aș putea ajunge acolo. Păi de ce să nu ajungi? N-am zis asta, am zis doar la Peeping Tom, cam acel sentiment că nu voi ajunge vreodată. Cred că în lucrurile astea care presupun o tehnică foarte, foarte mare și... Vi se pare că ești o societate care își permite lucrurile astea, spre deosebire da. De noi, care da. Suntem o societate da. Unde nu prea ne permitem tipul ăsta de lux? Păi dacă vorbim de musicaluri, nu poți să compare Anglia cu România. Uite că au început și aici să se... Nu zic că nu și... Am văzut și aici. Am văzut și aici musicalul unde am rămas mască. Este? Da. Dar ca industrie mă refer. Adică acolo e o industrie care e mult, mult mai veche decât a noastră și undeva e normal să fie mai dezvoltată dacă a început acum... V-ați dori industrie? Aici? Da. Da. Ați vrea să fiți în industrie, ca să zic așa? Ce înseamnă să... Aia e, că asta aș întreba și eu. Ce e industrie? Cred că vine dintr-o... Să am bani, să-mi pun ideile în aplicare, da, asta mi-aș dori. Asta, da. Adică, adică industria din Londra, cel puțin, bagă bani în producții. E Londra. E Londra, e Londra, da. Aia, nu pot să și vin oameni ca noi din alte țări, de la sute de kilometri depărtare, doar să vadă un spectacol. La lucruri minunate se pot face și în alte părți. Clar. Și... Voi ați făcut ceva minunat, fără o căruță de mijloace... tehnice din categoria tehnologiei, ci cu tehnica voastră, no, ce știți voi să faceți. Scuze, te-am întrerupt. E ok. No, ne place chestia asta de sărăcie. Sărac. Da, teatru sărac, dacă o și teoretizăm un pic, mă rog. Pot să revin un pic la asta te cu rog. Londra și după aia... Te rog. Că făceam această comparație și cred că trebuie să adaug ceva ca să fie fair. De exemplu, am văzut și spectacole la National Theatre, care erau foarte, foarte corecte din punct de vedere tehnic, actorii jucau, erau foarte buni, dar cumva le lipsea o sărăcie. O sărăcie pe care noi aici o avem. Adică nu o sărăcie, nu știu, m-am exprimat urât. Uneori îți spuneai întrebarea, dacă n-ar fi decorul ăsta, te-ar mai impacta? Da. În același mod. Ar mai avea impact asupra ta în felul ăsta? Da, exact. Da. Și de obicei răspundeai cu nu prea. Nu prea. Chiar dacă ei își făceau treaba foarte corect, dar nu... Și bine, acum există și factorul că totuși nu suntem englezi și nu... Da. Unele chestii nu ajung la noi. Nu, eu chiar cred în treaba asta. Adică eu am fost și, de exemplu, mergeam în Germania să vedem niște spectacole, texte clasice, Medea, ca exemplu. Și sunt ferm convins că erau multe aspecte pe care noi nu le înțelegeam pentru că eram străini. Așa cum nici ei, chiar dacă știam textul foarte bine. Dar, pentru că nu prins niște subtilități ale culturii respective. Vă bântuie gândul? Ai zis din păcate. De ce din păcate? Nu suntem englezi, tu ai zis din păcate. Mă refer la industrie. La industrie. Asta să vă mai întreb. Vă simțiți bine cu ideea că o să lucrați pentru un public de aici, din țara asta? Vă gândiți da. La lucrul ăsta? Da. Vă asumați da. Chestia asta? Da. Sau vă bântuie gânduri din astea de aș vrea să o tai, să ajung nu știu unde? Să... Eu nu. Nici eu. Eu ador România. Îmi place foarte mult cu și Bucureștiul, de exemplu. Cu aspectele și cu aspectele noastre negative. Sociale. Adică, na. Eu mi-am dorit toată copilăria să plec în Anglia. În Londra. Mă visam din generală să ajung acolo să studiez și am ales să fac teatru și mi-am dat seama că nu prea pot să-l fac în Londra, pentru că e foarte greu să joci în limba ta, dar păi în altă limbă. Și atunci am rămas aici. Și am început să iubesc România și ce înseamnă și chestia asta de cultură și de ce ne reprezintă pe noi, atât social, atât politic, atât... face parte din cultura noastră și când le pui în scenă și vezi ceva cu care rezonezi la nivel 100%, pleci altfel de acolo. Hai să rămânem cu gândul ăsta, că e un gând foarte frumos.
Mulțumesc foarte frumos că ați venit la noi. Mulțumim și noi de invitație. Țin pumnii. Să aveți succes, domnule, în ce faceți. Mulțumim foarte mult. Vă țin pumnii tare. Succes. Mulțumim. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, m-am emoționat. Mulțumim frumos pentru încredere. Noapte bună.